Bine ai revenit. Bine am regăsit. Spuneam că în această seară vorbim cu tine. Am vorbit și aseară și altă seară, dar aseară a vorbit și el. Ce ar fi interesant de spus este că noi avem hainele lui aici la noi. Da, da, i-am adus hainele. Nu știu ce hainele firmă. Și să facem noi cu ele, nu știu, că mă rog. Da, mă rog, sunt aici. I le punem pe un Uber, da, habar n-am ce să facem. Dar de ce le-ai adus la noi? De ce nu le-ai trimis direct lui? Păi... Nu știi de unde să le iei, nu? Sau cum? Nu pot să intru, adică nu vreau, nu vreau să intrăm în contact, absolut deloc, deși m-a sunat azi de foarte multe ori. Asta e bine. De pe numere ascunse, adică numărul acela nu ți apare cine e, pentru că el este blocat la mine. iPhone. A, da. Îi poți să blochezi, să nu te mai suni. L-am blocat, dar îți numere, e nou caller ID. Da, pe numerele alea și pe numere care nu sunt în memorie. Păi da, da, mai am și mai ai și alte, da. Eu corect. Lucrez, am contacte. Eu le-am blocat ca să fie treabă. Da, dar ți-apar pe ecran și suni înapoi și da. Bine, tot la el numerești, da. Okay. Și m-a tot sunat și pentru că nu răspund și așa, nu vreau să intrăm în contact, m-am gândit că e cea mai bună soluție. De ce să... De ce să ne auzim? Da, de ce mai să bună vorbim? E o soluție, da. Să vedem, să vină să le ia. Le-am adus, să fie liniștit, să fie fericit. Eu personal n-aș fi vrut să ne implicăm atât de mult, pentru că te trezești că zice, a, păi aici mai aveam și un tricou, aici mai aveam și o pereche de chilă. Mi le-a spurat. Adică mă aștept la orice. El e atât de imprevizibil încât o să ne dea judecată că i-am luat vreo șosetă la ușata. Oricum, primii saci pe care i-am trimis, da. Erau cu haine mai drăguțele. Astea sunt... Da, mă rog, știi cum e. Nu asta e discuția. Oricum, e atât de absurd că suntem în situația asta. Mie încă nu vine să cred unde s-a ajuns. Nu vine să cred ce acuzații mi-a adus. Am văzut foarte puțin. Pentru că nici măcar n-am rezistat să mă uit. O să ți le... o să ți le zic așa. Nu știu dacă vreau să... Cum? Pentru mine, Dan... Da, mă rog. Să știe toată lumea, pentru mine e importantă fetița noastră. Și... Poate că exact în ideea asta e bine să lămurești și să nu rămână niște lucruri lăsate... Da, tocmai. Pentru că el a apucat să le spună și dacă tu nu ai reacție, mulți oameni, inclusiv poate judecători sau habana, ar putea trage concluzia că are dreptate. Și atunci e bine să vedem unde are dreptate și unde nu are dreptate. Unde nu vrei să comentezi, nu comentezi dacă sunt chestii intime, că mă gândesc că nu. Știi? Sunt destul de multe lucruri pe care nu aș vrea să, de care nu aș vrea să vorbesc și pe care a se înțelege foarte clar. Nu mi-am dorit nicio secundă să fiu în situația asta. Nu s-a întâmplat niciodată în viața mea să să-mi expun viața așa pe... Păi da, deci da, mi se pare ireal, mi se pare îngrozitor ce se întâmplă. Eu te înțeleg, dar, pe de altă parte, ești în poziția în care ai pierdut acel ordin de restricție. Din cauza că nu... N-am dat experiența... așa la dosar, poate probele... Din experiența noastră, și e păcat că se întâmplă așa, dar asta este țara, cazurile mediatizate sunt mai atent judecate. Da. Și știi și tu că vorba aia am lucrat. Spun din păcate, pentru că orice om ar avea nevoie de o justiție dreaptă în țara. Da. Ba chiar s-a trezit un domn la un moment dat și a spus, a, păi, dar persoanele publice pot lua de la IML, știi? Nu mai știu dacă... Când a fost situația cu Dorian Popa, rapid... Pot lua de la IML mult mai rapid rezultatele. Și fix în ziua aia mie înscrisese un om sărac operat pe cor deschis, care avusese ghinionul să fie oprit de un echipaj de poliție și să-i dea fals pozitiv. Doamne! Da? Și el săracul s-a dus la IML. Operat, el mergea în cărucior și am nevoie de mașină. Și aia făceau, sunați peste o lună, că vă dăm așa. Și declarația aia a picat total nefericit. Domne, persoanele publice au dreptul să afle mare. De ce? Ce avem noi? Suntem mai cu mulți? Adică nu știu, niciodată nu m-am folosit de numele meu, nici măcar să plătesc o factură la curent sau să stau la coadă la habar n-am la ceva. Este total aberant, dar dacă tot ai ocazia să poți să spui punctul de vedere, eu zic că este... Da, nu aș vrea să înțeleagă lumea greșit, știi? Da. Pentru fetiță, pentru că fetița e mică, măi, e vulnerabilă, e mititică, ea peste ani de zile o să vadă lucrurile astea. Nu am și 8 luni. Mulți înainte. E mititică, mersi frumos, la fel. Normal. Copiii sunt cei mai importanți. Măi, dacă tot ești bărbat, mă rog, adică lovești femei, asta s-a stabilit, lovești emoțional, frate, dar nu te gândești la copilașul tău? Copilașii, pentru că mai are un copilaș, pe Noel.
Da. Care are, face 8 ani în vară. Adică mulți nu te gândești, doamne, să fie sănătoși, că asta e important. Nu te, da, gândești la copilașii tăi. Ți-am zis, el are genul de ordinărie în care când vrea să atace pe cineva, îl atacă și, și prin copii. Luându-se de copii. Adică e așa ceva. Și prin mame, cum a atacat-o pe mama mea și pe